Bună dimineața, prieteni! Ia uitați ce vreme! Doamne feri cu această vreme! Neața! Neața! Îți place vremea de afară? Da! Îți place vremea să dormi? Pe Alina la școală și eu mă duc la sală pentru că pleacă maestru și nu-l mai găsesc după. Ce sunt astea? La ce? Cu astea? M-ai înțepat? Da. Ia vreau și o să mă uit. Da. Gata, prieteni, mi-a trecut roșața și tot ce mai aveam eu pe față. Acum am venit acasă să pregătesc ceva de mâncare pentru mine, că nu mai pot de foame. O să pun la fiert un ou. Și după o să-l amestec. O să-l vedeți cu ce-l amestec. Mama a gătit pe aici ciorbe, trebuie. Mi-e poftă și mie de ciorbă, da. Vreau voi să mănânc. Am pus în farfurie. Aici. Avocado. O să pun o jumătate de ceapă roșie. Ceapă roșie, niște roșii sherry. Și cam atât. Și ouă fiert. M-a tot întrebat dacă merg la botez sau nu merg la botez și nu știu ce și nu știu cum și bla bla. Nu știu dacă o să merg la botez pentru că noi țigăncile nu avem voie să mergem așa fără familie și nu știu ce. Imediat că mă sună brățara, s-a ars pâinea prăjită. Ce zici, mamă? Este, am făcut un scurt. Ce faci? Înfirmezi acolo? Înfirmez. Da. Am făcut scurt la baie, nu știu unde. La baie nu știu unde. Pe unde? Acolo, pe perete. Păi și ce zici? Am făcut, dar nu știu de la ce. Și să mă duc să iau pligile, să caut. Și unde a făcut pligul ăla? Și cum e și am făcut din perete? Făcut din perete? Da. La baia mică. Când m-am uitat sus acolo și-a dat la vlog, luăm foc? Luăm foc? Nu. Ce pun asta la fiert? Bunica mi-a pus două fierte în mașină. De unde? Nu știu, de la ea. Care e bunica ta? Zânca. Ce faci cu ele? Te rog. Nimic, le dă de pentru Alina, că Alina a ieșit de la școală și s-a dus la ea. Nu știu, am mâncat și un pic de aia. Cum vrei, așa faci. Lasă-mă nu. Eu nu, că mi-ajunge, eu am și pentru Alina aici. Pentru tine. Stai că iar mă sună brățărina, brățărica. Am luat și ouă de la fiert. Dar e cam așa. Cam nefăcut. Și o să-l pun aici. Această rețetă am văzut-o pe net.
Dar o să pisez acest ou cu furculița. Deja nu mai pot de pop. Trebuie niște pătrunjel, dar am la ladă. Și nu-mi place ăla de la ladă. Nu trebuie verde. Aici am o felie de pâine prăjită. Și v-am pupat, revin după. Prieten, să-mi spuneți și mie dacă mai am fața așa de speriat, cum o aveam la salon. Bine că nu m-a văzut tata și că nu mă vede, că nu e aici. Deci chiar nu e aici. Mamă, ce papuci ai, ai cui sunt? Și ce facem aici? Cum deschidem asta? Prietenii noștri aici cu Alinuța avem treabă să ne hidrată. Ea vrea să slăbească, Alina. Adică nu, ei place foarte mult lămâia, că știți cine mai mănâncă lămâie? Mănâncă ca bunica Anca. Ca bunica. Nu știu dacă mănâncă, dar știu sigur că bunica ta Anca consumă la lămâie. Aia știu și eu, că mi-a lămâie. Și acrituri și... Hops! Îmi trebuia lămâie verde să miroase. Ce păr am în cap, trebuie să-l spăl, dar nu acum, diseară, că l-am îngulat și multă lume mi-a spus că sunt babă cu acest păr. Părul meu? Să nu mănânci, că nu-i bună, ia mare. Până aici, să-mi roase. Alinuța astăzi a ieșit de la 11 și a plecat singură. Unde a plecat singură? Am venit până la cartoră și după aia am mers la bunica la singură. Am putea să intre la mine că te-am sunat de la ea. De ce nu faci feliuțe? Păi nu vreau să curăț, mă arăți? Mă, ce-i cu gălăgia asta pe stradă? Oamenii ne fac stradă, adică ne pun pomi. Pomi? Pe ploaia asta, pomi? Ei, nu pomi, dar trebuie să ne pun afla și pomi. Dar cred că acum mai face ceva la asfalt. Păi nu m-au pus nici asfaltul pe gard, pe lângă gard. Da, cred că trebuie să-l pună. Și în primul rând, că... Trebuie să mai dea un strat, ca să dea drept, adică ăsta din partea de alt, din partea stângă e pe o parte e mai rost și ăla din partea de alt e mai sus, adică sunt așa, ai văzut? Nu. Am văzut. Ce, că avem strada pe o parte? Da. Păi așa e scurgerea. Nu, pe ea. Buze. Eu am pus aici și măr. Asta vrei să faci, nu? Încerc. Încearcă, nu vreau să mă uit. Uite-te. Nu. Așa, dau dinte. Gata, am uitat. E tare! Hai și tu stai de pe ea. Prieteni, eu chiar nu știu ce să mai fac. Că o dați, cum o dați, cum o faceți, cum... Nimic nu este bine, nimic nu este ok. Aha. Gata? Da. Mușcă o dată și termină, te rog frumos, că mă agiți. Da, da. Gata, te rog eu. Nu mai sunt jumătate. Eu am pus aici o jumătate, dar am pus apă, am pus și puțin măr, că era mai dulce. Ea nu știu ce face. Mai bine mi-e. Bine, dă-te cu cuțitul ăla de aici.
Nu știu cum poate, dar poate. O face, de fapt. Și gata, stop. Ajunge câtă lămâie ai mâncat. Știi că ai probleme cu stomacul și îți face aciditate și o să vomiți până ajungem la spital din nou. Și nu cred că este cazul acum să mergem la spital. Ați văzut că Alina are rochia aceea găină, rachetă, ouătoare și vrea să o îmbrace pe aia. Bine, trebuia să-i cumpăr alta, pe aia a cumpărat-o cu 2 ani, dar nu a îmbrăcat-o niciunde. Și acum, ce faci, Alina? Te stăm după mine? Nu. Pentru? Nu am muzică. Doamne, fel. Știu că nu este pentru ea, rochia aia era bine să o îmbrac eu, o găină ouătoare mai mare, dar dacă n-am avut atunci bani, nu am acum bani, nu pot să-i cumpăr o altă rochie cu ce vrea ea, îi cumpăr și pe aia, eu am modificat-o pe aia, oricum, ce făceam cu ea în casă? Vă gândiți-vă că eu niciodată nu o să îmbrac așa ceva, ea era pe măsura mea, dar eu niciodată nu pot să îmbrac așa ceva. Eu nu am cum să mă îmbrac așa ceva. Pentru ce să iau eu rochia aia? Ce să ascund? Mie îmi place o rochie simplă, o rochie pe corp. Nu am de ce să iau pene, pietre, perle. Pentru că, în primul rând, trebuie să mă pun pe mine în evidență. Nu rochia. Degeaba o cumpăr rochie de sute de milioane când eu sunt varză. Și de asta nu, chiar dacă aș avea bani mulți, nu aș cumpăra. Mi-aș cumpăra cele mai simple și cele mai frumoase și, Doamne, alte rochii. Ei, dar asta nu. Asta nu, nu sunt de acord, nu-mi place, nu e stilul meu, nu e genul meu. Nici genul Alinei nu este, dar nu are un cotru și trebuie să o ia pe aia. Am zis că mai bine era cea albă sau o rochiță pentru ea, dar dacă toate fetele de vârsta ei, poate și mai mici, sunt îmbrăcate și mai și, atunci ea nu are cum să meargă în pantaloni sau alte rochițe de copii, de fetițe. Ce este normal pentru vârsta lor să se îmbrace. Na, este și o copilul, își dorește și vrea. De asta am dus acea rochie la modificat. Știu că nu este ok, dar totuși vede la alte fetițe și vrea și ea. Aud. Nu mai poți să mai mănânci o jumătate de rămâi. Dacă vrei să mergi la botez, trebuie să fii cu minte. Toată lumea m-a nebunit, botez, botez, dar știam, nu este primul botez care acești oameni îl fac, wow! Deci nu e primul. Din tată în fiu ei fac așa petreceri cu lăutari de renume și tot felul de lucruri. Ascult. Deci nu e prima dată. Deci copiii ăștia, acești doi bărbați împreună Doamne. Cu soțiile și cu mama lor și când era tata lor de mici copii, au făcut nunți și boteze. Doamne ferește, Doamne ferește, nu există la nimeni niciun țigan așa ceva. Când nimeni habar nu avea. Nu e primul botez, asta vreau să spun. Că nu e... Vorbești de ei, e alt nivel, e altceva. Dar asta zic. Toată lumea comentarii cu botez, 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 dacă merg, dacă nu. Nu știu dacă o să merg. Dacă nu merge tata, nu-mi stă bine să merg eu fără tata. Fără familie, fără ai noștri toți din casă, cum să mergi singur așa? Nu e ca la român. Dacă mergi, mergi cu ai tăi. Dacă nu, nu mai mergi deloc. Poate să fie ce ar fi. Dar vă spun că nu este singurul botez și câte vor mai urma. Pentru că mai au copii, mai au nepoți, o să mai facă copii și acești oameni niciodată nu o să aibă un botez ca oarecare. O să fie botez și lux și tot ce este posibil mai scump și mai bun găsim la ei.
Deci, nu este ceva, acum dacă nu mergem sau dacă nu ajunge cineva, vezi, Doamne, nu se vor mai face acele lucruri. Se vor mai face pentru că mai au copii și vor mai avea petreceri cât ori trăi. Așa că... Eu mă duc cu masa mea. Dar de ce ne frumătăm filmează mai frumos? Nu știu, și tatăl lor când era înainte și a făcut bunica mi la Ronia, după a făcut ei. A făcut și aducea când de mult lăutarii care erau atunci. Nu e prima dată acum. Așa că, prieteni, vă pup și vă doresc tot binele din lume.